Bună ziua, stimați elevi, și bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu educația economico-financiară. În minutele următoare o să descoperim ce rol joacă în viața noastră resursele economice. Ele au un caracter limitat în raport cu nevoile și sunt rare. Au și alte caracteristici pe care o să le descoperim împreună. Marea dilemă pe care ne-o propune această disciplină este cum satisfacem nevoi și dorințe nelimitate cu resurse limitate. Răspunsul se găsește în cadrul activității economice, unde utilizăm resurse umane, adică angajăm salariați și folosim forța de muncă cu nivel de pregătire ridicat și cu motivație potrivită. De asemenea, resurse materiale, unde includem resursele naturale, dar și resursele prelucrate, ce poartă denumirea de capital, precum computerul sau energia. Cele mai cunoscute sunt resursele financiare. Ele sunt foarte necesare atât în activitatea economică de consum, cât și în activitatea economică de producție. Voi le cunoașteți. Și în fine, resursele informaționale. Fără internet, fără cunoștințe, e greu de crezut că putem combina toate celelalte trei resurse. Vă mulțumesc și vă doresc mult succes!